Ținta principală a bombardierelor americane a fost Gara de Nord. De aici plecau trenurile cu țiței care aprovizionau armata germană. Statele Unite și Marea Britanie doreau să împiedice transportul spre frontul din Moldova, unde armata sovietică forța înaintarea spre vest. It took off about 10 o'clock in the morning due to the fact that there was some bad weather in Italy. There were four B-24 heavy bomb groups that were scheduled to hit Bucharest that day. The target that we were supposed to be with hit was the Marshalling Yards. As far as I know, that it was the railroad yards in the center of Bucharest. În jurul orei 2 după amiaza, bombardierele americane ajungeau deasupra Bucureștiului și a Gării de Nord. În câteva zeci de minute de bombardament în triajul București, peste 1000 de vagoane au fost distruse. Partea dreaptă a triajului și calea ferată a fost dermată complet. Nu mai fixau bombele pe o țintă, bombardau un covor, adică îmbrăcau ținta dacă era aici, o îmbrăcau într-un covor. Însă bombele lansate din înaltul cerului nu au lovit doar liniile ferate. Azi urmele bombardamentului nu se mai văd. Casele au fost refăcute, iar cele demolate de bombe au fost reconstruite. Deși alarmele au sunat zeci de minute, străzile erau înțesate de oameni. Prea puțini bucureșteni fugiseră spre adăposturi, ceea ce a făcut ca numărul morților să fie atât de mare. Centrul ăla, că a rămas Teatrul Național, centrul de la telefoane, știi, de la pădure, acolo a fost Teatrul Național, era dezolantă scena aia. Centrul capitalei a fost lovit de mii de bombe. Hotelurile ATN, Palas, Union erau învăluite în flăcări, iar alte clădiri au fost dărâmate de suflul bombelor. În zona dintre Gara de Nord și Calea Victoriei izbucniseră zeci de incendii. O parte dintre bombele lansate de avioanele aliate au căzut în centrul capitalei, unde au lovit zeci de clădiri. Sediul Universității București a fost astfel aproape distrus în totalitate. Doar hotelurile și universitatea au fost reconstruite, însă sute de clădiri de locuințe nu au mai putut fi reparate. În apărarea capitalei s-au ridicat avioanele de pe aeroporturile din jurul Bucureștiului, sprijinite de tirurile de artilerie antiaeriană. Chiar depășiți cu mult ca număr, piloții români au încercat să țină piept avioanelor americane. We got hit by fighter planes before we hit the target and on the way into the target. Bombardamentul de pe 4 aprilie asupra Bucureștiului a fost primul dintr-o serie care a durat până pe 23 august. Capitala a mai fost ținta 17 bombardamente aeriene aliate. În total, bombele aliaților lansate asupra Bucureștiului au omorât peste 5500 de oameni și au rănit aproape 3400.